Gânduri și emoții. O resursă pentru clasa 6. Ce este un gând? El poate fi o idee, o imagine. Cum ar fi să ne gândim la o lămâie? Gândul ar putea arăta așa. Dar emoția? Pe ea ne-o putem imagina ca fiind ceea ce îmbracă acest gând cu o nouă semnificație, precum o culoare. Și care, alături de gândurile noastre, ne poate convinge să acționăm în diferite feluri. Iată câteva idei. Să facem o limonadă, să căutăm denumirea oficială a plantei, citrus, limon, sau să căutăm pe YouTube despre cum să creezi un tricou de vară. Dar hai să vedem și alte acțiuni care pornesc de la alte gânduri. Scrie literele care se potrivesc fiecărei acțiuni. 1. A scrie tema. 2. A da de mâncare câinelui. 3. A duce gunoiul. 4. A te plimba cu bicicleta. Eu le-aș potrivi așa, chiar dacă, în anumite situații, o plimbare cu bicicleta m-ar duce la gândul că trebuie să-mi fac temele înainte de a mă relaxa. Mai departe, dacă acestor gânduri asociem emoții, pozitive sau negative, din categoria îmi place, mă bucură sau nu-mi place, nu mă bucur, ele vor avea puterea de a influența viitoarele acțiuni și comportamente. Să luăm iar cele 4 exemple de acțiuni. Așează-le în cele 2 categorii în funcție de emoția pe care ți-o dau, adică dacă îți fac plăcere sau nu. Poți spune cu siguranță care sunt acțiunile pe care le vei face și cele pe care nu? Eu nu aș putea spune, pentru simplu fapt că uneori nu putem face doar ce ne place. Cum ar fi? Îmi place să dau de mâncare câinelui, dar nu am câine, eu am pisică. Sau, acum îmi place să fac altceva cu timpul meu liber, cum ar fi să mă plimb cu bicicleta. Așadar, acțiunile, comportamentele noastre sunt ghidate de gândurile și emoțiile pe care le avem.